Artiști lugojeni voluntari și elevi din cadrul școlii numărul 12 din Măguri au pictat ieri holul unității școlare în cadrul unui proiect inițiat de Casa Flora. La acțiune a participat și Martin Nagy, un consultant internațional de artă din Statele Unite ale Americii, venit în România pentru a ajuta comunitatea de rom din Măguri. Iar după amiază la școala din Măguri s-au adunat mai mulți voluntari și artiști plastici lugojeni care împreună cu câțiva elevi s-au apucat să picteze pereții holului unității de învățământ. Invitat special a fost un american, consultant internațional de artă, care a venit la Măguri pentru a-i ajuta pe copiii romi. Înțeleg că este prima dată când mulți tineri artiști au venit împreună pentru a lucra ca și o echipă. Și ei lucrează cu copii. Sunt aici pentru a reprezenta modele de urmat pentru acești tineri. Sunt voluntari, deci este o oportunitate minunată să fiu aici și vreau să-i mulțumesc Monicăi, gazda mea, pentru acest lucru minunat pe care îl facem aici. Proiectul a fost inițiat de Casa Flora și este dedicat comunității de romi din satul Măguri, având ca scop incluziunea socială a copiilor romi prin interacționarea cu alți copii din regiune. Motivul pentru care am organizat această activitate provine din faptul că acest domn Martin Nagy se ocupă cu minoritățile în ONG-ul pe care îl conduce în America. El a dorit să lucreze cu minoritatea romă de la noi și astfel am venit aici către comunitatea romă din Măguri. Sunt foarte încântată de faptul că artiștii locali lugojeni au răspuns aceste invitații de a veni și a lucra voluntar. La acțiune au participat 10 artiști plastici lugojeni în frunte cu Mihai Bacriu, președintele filialei locale a Uniunii Artiștilor Plastici. Pe lângă plasticienii consacrați la proiect au luat parte și voluntari, astfel că întreg holul școlii a fost pictat cu flori și simboluri ce amintesc de tradițiile etniei rome. Am răspuns cu plăcere acestei invitații, am fost onorat să participăm pentru a decora acest interior al școlii cu un subiect pe care ni l-am ales noi, potrivit pentru nivelul copiilor. Încercăm să rezolvăm cât mai frumos această compoziție pe care am început-o și sper ca domnul care coordonează lucrarea din Statele Unite să fie mulțumit de activitatea noastră. De admirat este că artiștii au fost nevoiți să picteze pe întuneric, pentru că în școală curentul era întrerupt din cauza unei furtuni. Chiar și așa, echipa nu și-a abandonat munca, astfel că o școală mai veselă îi așteaptă acum pe copiii din Măguri.